Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus punctul PI. Invitatul meu din această seară a lipsit atât de mult timp de la Buzău încât nu mai știu ce să-l mai întreb și nu mai știu cât să pot să mă bucur de prezența domniei sale. Este vorba despre domnul Andrei Barac. L-am prezentat în toate felurile, da. Însă mie îmi place să-i spun domnule profesor. E prietenul nostru al campusului, a rămas și va rămâne prietenul nostru. Bună seara, domnule Barac, bine ați revenit în studioul Campus TV. Ați lipsit și lipsiți în continuare din viața publică, da, a Buzăului. Nu mai sunteți aceeași prezență cu care eram noi obișnuiți. Ce se întâmplă cu dumneavoastră? Unde ați dispărut? N-am dispărut. Bună seara, doamnelor și domnilor. Să rămână, bine v-am regăsit. N-am dispărut. Sunt activ în continuare. Mulțumesc mult Dumnezeu că încă mai sunt în bună sănătate. Să vedem cât va dura. Și mi-am luat viața de la o vârstă înaintată, să o iau de la capăt, pentru că așa a fost să fie. Vom discuta despre justiție cu o altă ocazie, vă promit. Muncesc în propria mea investiție, mă simt bine. Dar nu aici, în județul Buzău. Nu, în județul Buzău, m-am ferit de Buzău. Și iar investiția că... este una absolut inovatoare, ca să zic eu, inovativă. Da, 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 da. Bine, e meseria mea să lucrez pământul și asta mi-a plăcut să o fac și am avut totdeauna performanțe la nivel și mă simt extraordinar de bine și acum am performanțe. Vă spuneam că am muncit de nu mai știu ce să mai zic, dorm noaptea neîntors, că munca fizică împletită cu munca intelectuală au dat rezultate, altfel lipsa de profesionalism ar fi dus la un eșec și am un exemplu acolo lângă mine, o să vă spun odată și odată. Mă simt excelent că ceea ce fac produce și n-am ce să vă spun mare lucru deocamdată, să așteptăm momentele cele mai potrivite și o să vă spun mai multe. Mi-ar plăcea să fiu o pildă pentru cei tineri, mi-ar plăcea să fiu o pildă și pentru cei mai vârstnici. Nu puțin dintre colegii mei se plâng, mai mici decât mine ca vârstă, se plâng că au îmbătrânit și că ba suferă de ceva, ba de altceva. Poate că și ipohondria, poate că și lipsa de proiect în viață. Cred că o moștenesc pe mama, care trăiește, născută în 1932. Să o țină Dumnezeu. Mulțumesc, să rămână. Și care zi de zi mă bate la cap cu proiectele sale și, și o lasă le rezolve cu diverse persoane, pentru că pe o parte cu mine este și cicălitoare. Sper să nu mă audă. Și pe de altă parte se simte foarte bine când dirijează. Eu n-am timp să mă mai las dirijat și mă duc, trebuie să rezolv treaba repede, nu se mai opune cu mine, în fine. Dar cred că asta este partea bună a vieții, să-ți propui să faci și să știți că mi-am propus să vedem ce resurse financiare și energetice am, să fac o fermă asemănătoare și în județul Buzău. Pentru că particularitatea sau unicitatea fermei acestea este aceea că toată energia o ia din energie solară. Invenția este a mea, nu este invenție, este realizare, dar proiectul este personal, l-am personalizat până în detaliu și am obținut automatizare, irigații prin automatizare, adică practic dau drum, apăs pe un buton și funcționează instalația. Și anul ăsta am reușit să dau în jur la 400 de litri pentru fiecare plantă. Este un lucru extraordinar. Eu știu așa un pic din detaliu, însă o să vă las pe dumneavoastră când o să fiți pregătiți să veniți să ne prezentați să avem. Să vă las pe dumneavoastră să veniți să ni-l prezentați. Ceea ce vreau să spun telespectatorilor este că, dacă nu mă înșel, proiectul dumneavoastră de care vă ocupați acum este undeva în vestul țării. Da, e aproape de Timișoara. Este o diferență mare între partea în care dumneavoastră obișnuiți să vă desfășurați activitatea acum și partea noastră, județul Buzău, domnule Barac? Am sperat să fie diferență mare, de-aia m-am dus în Banat. Sau, ca să fiu sincer, m-am dus în Banat în disperare de timp. La vârsta mea nu mai aveam timp să mai caut un teren adecvat în Buzău. L-am găsit pe ăsta întâmplător, nu mi-a adus numai fericire, am avut și necazuri, dar, mă rog, asta e viața.
am ghinionul să dau numai peste lepre și nemernici, dar ca oameni ai locului să știți că găsesc o mult mai mare căldură și apreciere și constat și diferență de tratament între mine, bine, un pic mai atașat populației de rând din zonă și alți investitori, mai ales cei străini. Dar asta poate să fie doar o impresie subiectivă. Nu am intrat la mănunte, mă simt bine în mediul de acolo, vorbesc de mediul sătesc, am redescoperit viața la țară, am redescoperit traiul în natură, viața în sălbăticie. Este probabil ceea ce îmi lipsea din copilărie încoace. Vreau să-mi spuneți, pentru că vă întrebam înainte de începutul emisiunii și am avut un scop pentru care v-am întrebat acest lucru. Veniți foarte rar la Buzău și petreceți poate mai puțin de o săptămână pe lună la Buzău. Având în vedere că veniți rar, ați început să vedeți ceva diferențe față de anii din urmă în Buzău? Nu. Din păcate, ceea ce mai ating cu ochiul și mai disting pe alocuri, nu-mi lasă impresia că Buzăul ar fi evoluat, nici involuat. Este o stagnare, să-i zicem, penibilă sau rușinoasă. Chiar remarcam un picuț mai devreme multă lume care scoate imobile la închiriat. Într-o lume, într-un mediu social în care lumea o duce foarte prost, nu știu câte imobiliare se pot tranzacționa. Văd Buzăul ca o fundătură în care nici măcar copiii pe stradă nu mai sunt, să se joace fotbal așa pe stradă, cum jucam noi la un moment dat, și nici nu disting perspective. Informațiile mele vin în primul rând din presă și vă mulțumesc frumos tuturor pentru ceea ce reușesc să disting acolo, dar și aceste informații au un aspect atât de lipsit de viață încât îmi dau seama de acolo, îmi dau seama că nu există nicio răbufnie, nu există nicio minte limpede care să schimbe ceva. Într-o discuție cu un om de afaceri care s-a ajuns, cu ghilimele de rigoare, om serios, îl respect și știu că face tot așa cu dragoste și i-am explicat care este viziunea mea despre agricultură. Omul se mulțumește să aibă 1000 de hectare cu, mă rog, un randament financiar deja cunoscut, nu iese din tipare. Și eu am spus că nu sunt de acord, prefer să exploatez o suprafață mică cu un randament mare pentru mine. Sigur că social, probabil că ce vreau eu să fac nu aduce un avantaj deosebit. Nu pot crea locuri de muncă, nu pot oferi salarii decât salarii unor muncitori necalificați, zilieri, care să mă ajute la munca grea. Chiar sunt foarte interesat, au apărut roboți agricoli, dacă nu știți, vă spun eu, și mă interesează, că ceea ce îmi lipsește mie este forța fizică, deja încep să mă resimt. Îmi cer scuze că vă întrerup, oricât ar fi de scumpi roboții agricoli, cu certitudine vor ajunge să se amortizeze investiția, va ajunge să se amortizeze investiția foarte repede, domnule Barac. Probabil că da. Lipsește cu desăvârșire forța de muncă și asta din cauza nenorocirilor care se numesc ajutoare sociale în România. Dar mai este o nenorocire pe care probabil că ori n-ați sesizat, ori pe moment vă scapă, aceea faptul că toți tinerii se orientează către facultate, deși nu toți sunt dedicați studiului științific, nu toți au viziuni deosebite și am avut surpriza acum 2 zile să-mi schimb plăcuțele de frână de la puntea spate a mașinii și mecanicul de acolo s-a dedat la niște afirmații legate de IT. Am perceput diferența și l-am întrebat, zice, pe cum, dar am întrebat o facultate. Și atunci zic, perfect, cum programezi? Că era vorba despre ceva, crearea unui program care să identifice un client stabil al firmei.
Și zice, păi nu, că ce-l fac în XR? Păi nu, mă, că la nu identifică. Deci tu în momentul în care ți-a venit clientul și ai pus acolo numărul mașinii, că numărul mașinii îl vezi, nu trebuie să ți-l dicteze, el trebuie să spună toate reparațiile care le-ai făcut acolo. Singur. Să-ți caute și să... Corect. Și am explicat că nu trebuie să facă el programarea. Dar există aceste programe, trebuie să le identifice, să le exploateze. A terminat o facultate. A ajuns foarte bine că muncește, sunt de acord cu treaba asta. Dar toți vor să presteze servicii în mediul rural, în mediul orășenesc, mai puțin în mediul rural. În localitatea unde am plantația, în satul căruia aparține acest teren din punct de vedere al alocării geografice, mai sunt 4 sau 5 familii. 4 familii cunoscute, se pare că mai este o a cincea, n-am luat legătura decât pe stradă, nu ne-am vizitat încă. Vreau să vă spun că toți au vârste de peste 60 de ani, o familie are copii, 2 fete și 2 băieți, un băiat s-a făcut șofer, a plecat, al doilea băiat întreține tot ceea ce înseamnă teren agricol, pășune, are un tractor și câteva utilaje mici, un tractor de 45 de cai al nostru românesc și câteva utilaje mici, și au mai rămas vreo 200 de oi. Părinții lui au venit cu multe oi acolo, sunt din Jina, din renumita localitate Jina, așa, și s-au mutat acolo pentru că erau terenuri neexploatate. Odată cu vânzarea terenurilor și înființarea de ferme, așa cum am și eu acolo, a dispărut terenul de pășunat. Și în zonă au mai rămas niște oi, vreo 18.000, că mai sunt, nu sunt puține, dar s-au vândut. Cea mai în vârstă familie, Nea Ionică cu tanti Florica, au vândut vreo 600 de oi anul trecut. Cea de-a doua familie a vândut tot, deci nu mai au nimic oaie. Ăștia au rămas cu vreo 200 de oi din vreo 1000 și ceva. Și atunci ei nu s-au gândit ca terenul pe care l-au să-l exploateze la un nivel, să obțină un profit pentru familie, se gândesc să se întoarcă la Jina și ce să fac. Nu știu să vă răspund. Bine, e treaba lor, nu este treaba mea. Problema pe care o ridicați dumneavoastră, domnule Barac, este una generală la nivelul întregii țări. Da. Din păcate. Dar depopularea, mă scuzați că vă iau vorba, dar depopularea cu tineret în special, nu este numai ca urmare a faptului că ei își doresc, ci și pentru faptul că nu există niciun fel de program național care să îl încurajeze. Am văzut diverse programe pe care nu le poți accesa. Deci eu am încercat acum câțiva ani de zile să obțin fonduri, vă dați seama că aș fi făcut o chestie mai măricică. Să-mi dea voie să-mi cumpăr pământul, să îmi dea voie să-mi fac acolo un mic atelier. Eu mi-am echipat acum atelierul, am menghină, am nicovală, am spațiu necesar ca să pot să-mi fac micile reparații, am un motocultor, am un generator în cazul în care energia solară dispare să pot... De fapt, generatorul a fost primul care mi-a dat energia necesară. Acum am un stoc de 11 kW de energie electrică obținut zilnic din soare. Nici nu consum 11 kW, vreau să vă spun. Pompa mea sumersibilă are 2,2 kW și pot să irig undeva de la ora 3:30-4, vara când... Așa, și până pe la ora 10 irig cu rezerva de energie. De la ora 10 bate soarele și nu fac față să acumulez toată energia. Da, sunteți și ați putea fi ușor un exemplu pentru ceilalți, dar vă spuneam așa atunci când veți hotărâ dumneavoastră. La nivelul municipiului Buzău, domnule Barac, pentru că spuneați că informațiile vi le luați din presă, în general, sunt convinsă că ați constatat faptul că a apărut, tinde să devină un fenomen. Au apărut lucrurile despre care noi vorbeam în urmă cu câțiva ani și despre care spuneam că este extraordinar de important pentru om. Dezbaterea publică. Au fost proiecte lansate în dezbatere publică, iar cel care a creat cele mai mari discuții, mie mi se pare ușor supărător, ca să nu zic altfel, este cel cu privire la regulamentul de conviețuire socială.
Atât de mult ne-am cramponat de rufele întinse la uscat în fața blocului și de bătătoarele de covoare, încât s-au ținut ore întregi de emisiuni. În România anului 2017, acest regulament e clar că a fost lansat ca să amendeze anumite comportamente. Ar trebui sau nu să fie privit într-un mod oarecum rușinos? Vai de mine! Îmi amintesc că era tabu să discuți despre sex, despre relații intime, despre relații, să zicem, romantice, ca să nu, cele mai neutre și cele mai curate sentimente pe care le poate dezvolta un om. Părinții nu abordau, mă rog, așa a fost tema, da? Nu existau profesori capabili. Acum, nu înseamnă că erau incapabili profesional, erau incapabili ca mod de comunicare. Și nici nu se punea problema, Doamne ferește, să se poată discuta la o dirigenție, la o oră de dirigenție, să se poată discuta despre chestia asta firească până la urmă. Așa ne-a lăsat Bunul Dumnezeu. Și noi nu putem procrea decât așa. Și atunci, de ce să nu o tratăm civilizat, cu vorbe pline, și de ce să nu putem vorbi despre experiențele noastre celor tineri? Ei pică în plasa excesului de informație pe teme sexuale, dar informație mecanicistă. Da? Băiatul cu femeia se întâlnesc, îi dă 100 de lei, bac, a rezolvat treaba. Nu asta este. Noi trebuie să vorbim despre poezia lui Eminescu, da? Atât de fragedă, de asemenea, ca floare albă de cireș. Bun. Noi trebuie să mergem de la poezie, da? Așa, avem o grămadă de poeți în lumea asta care au cântat despre iubire și despre relația dintre un bărbat și o femeie, dar relația aceea, sentimentul acela pur, înălțător. De ce pică tinerii în păcat? Pentru că televiziunea nu face niciun fel de educație, programele TV sunt toate harcea parcea, nici măcar nu mai găsesc ceva interesant nici în dezbateri. Aș putea să vă dau exemplu, o emisiune pe care o urmărește soția și din când în când îmi trag cu coada urechii, a noua ochiului, și dau seama că se vorbesc lucruri serioase, dar în termeni nu neserioși, în termeni lejeri. Relația sexuală trebuie tratată serios. Avem destulă experiență la vârsta noastră încât să ne dăm seama că spunând urmașilor noștri lucruri bune, nu putem decât să îndreptăm. Nu relația sexuală directă, nu sexul este cel care interesează, ci relația dintre un bărbat și o femeie. Nu discutăm despre altele, pentru că alea nu sunt relații sănătoase. Dar această relație dintre un bărbat și o femeie trebuie tratată cu respect și trebuie adusă în discuția tineretului pentru ca să știe ce caută. Se lasă păcălit de multitudinea de hormoni, de explozia de hormoni de la vârstele adecvate, începând cu 14-15 ani, mai ales că mâncăm carne de pui cu hormoni, scade vârsta la care începe. Și avem fete de 12 ani și de până la 15 ani care nasc și nu știu ce trebuie să facă, pentru că nu au fost educate. Eu spuneți nu spun așadar greșit. Că sunt lucruri mult mai importante care ar trebui abordate. Și asta înseamnă societate. Asta înseamnă societate. Trebuie să învățăm că nu putem să progresăm dacă ne lăsăm urmașii să meargă aiurea, arandala. Este foarte puternică educația luată din televizor, din tabletă, din calculator. Avem o explozie de informații care nu sunt neapărat greșite, dar nu pot fi tratate la o vârstă fragedă, la 12 ani, la 15 ani, nici la 18 ani. Nu pot fi tratate cu maturitate și atunci noi maturii trebuie să venim să spunem din experiența noastră și să îndemnăm și să fim și o pildă totodată, că eu știu, dacă pui un condamnat pentru viol să le vorbească, evident că asta vor învăța. Avem un telespectator care dorește să intre în legătură telefonică cu noi. Alo, bună seara! Bună seara, bună seara, domn profesor! Da, bună seara, bună seara! Doamnei profesoare, mi-a fost dirigint acum peste două decenii la colegiul... Te rog frumos, nu mai spune că două decenii astea, că deja mă pui în... Nu, așa, și de ce am intrat în legătură? Vreau să vă spun, nu vi se pare normal ca după peste
cam la 30 de ani de la Revoluție. Totuși, de la 1 la 10 traseele de autobuz n-ar fi bine schimbate, deoarece în Buzău, la ora actuală, prea s-a aglomerat orașul. Îmi dai voie să te întrerup două secunde. Ce să caute un autobuz de 50 de locuri să circule pe străzile buzoiene arhipline, când puteam să punem, Dumnezeului, un maxi-taxi? Deci e o tâmpenie. Domn profesor, mai e vorba și de acei oameni care pleacă din zona Doromanți către zona industrială la muncă, acei oameni care vin de la Chimica către... Da, dragule, sigur că da, dar puneam două mașini una după alta. Nu se poate, că sunt zonele de acoperire foarte mari. Eu merg foarte mult pe jos, merg undeva de la peste 20.000 de pași pe jos. Bravo, uite, îmi place ideea ta. Iau legătura, așa am contact cu foarte multe persoane. Știți că sunt oameni, sâmbătă, spre exemplu, nu au cu ce veni tocmai de la fabrica de bere până spre... până în bariera Brăilii, spre exemplu. Trebuie mergeți pe ideea actualizării traseelor transbuzului sau reactualizării? Nu numai reactualizare, dar și schimbare, ca să nu mai putem să mai aglomerăm orașul. După ce că Buzău la kilometru zero, doi pași centru, doi pași gară, doi pași spital... Ce ar însemna din punctul dumneavoastră de vedere această schimbare? Să știți că întrebarea, cred că știți că nu i-o adresați întâmplător domnului Barac, pentru că are ceva experiență în domeniu. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce ar însemna această schimbare? Adică o decongestionare a traficului, să nu mai stai atât ca și pieton, din punctul meu de vedere. Să nu mai stai enorm de mult la un semafor. De să stai aproape 2 minute pentru 20 secunde care le traversezi, nu este logic. Deci trebuie gândit un plan. Un plan strategic. Deja ai intrat în politică, tinere. Nu, ca să facem unda verde, cum sunt în alte orașe mari, gen Sibiu, Timișoara și asta, nu se poate face... Să știi că și ele sunt aglomerate, îți dau eu scris. Sunt, și Sibiul și Timișoara e nebunie. Cel puțin la orele de vârf. O să rog pe domnul. Hai să-ți dau un răspuns politic și vreau să mă opresc de la politică, că mi-a creat grimase. Nu există un proiect pe termen lung pentru orașul Buzău, nici pentru județ. Ce înseamnă un proiect pe termen lung? Ar fi necesar ca să prevedem deja, că este deja cotidian, nu mai avem spații de parcare. Este o mare tâmpenie când vine administrația și îmi spune, zic mașina și te pun să plătești amendă. Serios, pe mine? Eu te plătesc pe tine ca să-mi organizezi viața în Buzău. Nu te plătesc ca să faci mici cârpeli pe care le plătești în mit ca să poată să-ți iei șpaga. Și atunci vin și spun așa, unde să se extindă Buzău? Că n-are decât lateral, în față și în spate, adică est-vest, sud-nord. La nord nu ne putem duce pentru că avem râul Buzău. Sigur, putem trece peste râu. Mai discutăm chestia asta, dar noi suntem în stare să reparăm podul de la Vadul Paș de vreo 25 de ani încoace, nu? Cam așa. A intrat în reabilitare. Bine, mai discutăm, să-l vedem. Mă luați și pe mine când vă duceți. Cum la... Sunt? Da, bun. Doi la mână. Către sud este spațiu suficient și am putea să extindem cartiere întregi. Toate pământurile sunt privatizate. De ce? Pentru că dacă se va extinde ceva, vreun cartier în zona aia, se poate să-l vândă de vreo 10 ori mai scump. Și nu mai discutăm. Mai avem în sus, dacă vreți, blocurile nu se mai pot extinde. Sau în jos. Sau în jos, unde avem loc. Eu știu unii, niște băieți deștepți, niște constructori, care au făcut canal pe sub Mâneci, care se pregătesc să facă acum canal pe sub Gibraltar. Știți care e diferența de ce n-au pornit Gibraltar? Au toate utilajele pregătite. Nu au pasta adezivă care să sudeze rocile la adâncime la presiunea de 30 de bari. Canalul Gibraltar sau strâmtoarea Gibraltar are o particularitate. Are 300 și vreo, s-ar putea să vă mișc, vreo 50 de metri. Deci 30 și ceva de bari. Eu trebuie să asigur roca pentru minim 50 de bari. Că altfel se întâmplă beleaua. Și nu au găsit încă cum să lucreze sub presiunea asta și să facă rocă la 50 de atmosfere. Sunt pregătiți. Asta studiază.
De cum vor găsi soluția, o să vedeți că vor face tunel pe acolo, așa cum au făcut dincolo la mâneci între Anglia și continent. Deci soluția ar exista. Eu vă garantez că o firmă la care eu am lucrat, deci cunosc, eu am fost șef mecanic pe tot Marocul timp de un an și ceva, n-am rezistat fizică, da, și vârsta, spune cuvântul, ar putea să modernizeze Buzău în cel mult 3-4 ani și să facă garaje subterane la 50-60 de metri, să nu distrugă nimic. Știu că sunt probleme cu partea geologică, dar să nu spuneți că n-au avut probleme când au făcut portul de la Tanger în vreo 3 luni sau 4 luni. Un port în 3 luni. Da, deci s-ar putea. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua discuția noastră.